Salutare, prieteni, la un nou episod în această ediție sau cu această ocazie vom avea parte de o discuție ceva mai serioasă. Nu că până acum ar fi fost discuții neserioase, dar am râs, ne-am distrat, ceea ce nu putem spune că se va întâmpla și cu ocazia acestui episod tare de tot. Vorbim cu un personaj pe cât de controversat, pe atât de așteptat să reapară în plin plan după o perioadă destul de zbuciumată din viața domniei sale. Un personaj cu un cuvânt foarte greu de spus în era, în lumea patronilor de fotbal de la începutul anilor 2000, când s-a ocupat pentru aproximativ șapte ani de destinele Politehnicii. Timișoara. Și nu are doar meritul că a adus la Timișoara niște echipe celebre de fotbal, ci în primul rând meritul că a repus Timișoara pe harta fotbalistică europeană. Printr-un concurs de împrejurări a fost nevoit, a fost obligat să renunțe la fotbal și nu din cauza fotbalului a ajuns după gratii timp de 8 ani, iată, și-a pierdut libertatea, dar în urmă cu aproximativ un an și-a recâștigat-o și încet, încet încearcă să-și recâștige și viața de odinioară. V-ați convins că aici, la BAC 52, împreună cu dumneavoastră și cu sponsorii și prietenii noștri de la Betano, este Marian Iancu. Vă salut, mă bucur să vă revăd. La fel, bună, bună ziua. Bună ziua, vă simt, vă văd în formă ceea ce cred că este principalul lucru după perioada sau principala caracteristică după perioada pe care ați traversat-o. Perioada aia are și o parte de odihnă. Când ești scos din circuit și nu ești obligat să faci part, să faci față cotidian, zi de zi, provocărilor, ai o parte de odihnă, să-i spunem așa. Deci o parte plină a paharului, care de obicei e gol când ai parte de uh, opt. Ani, cum e cazul meu, de ieșire din viața publică, pentru că am fost în spatele gratilor, mi-am ispășit o pedeapsă, asta e legea, asta e viața, trebuie să o respecti, îți convine, nu, o recunoști, nu, asta este. Au trecut. Când ești implicat în, în asemenea cifre de afaceri, cum le am uh -huh. dezvoltat eu în cursul atâția zeci de ani, trebuie să-ți asum că la un moment dat se poate întâmpla și. O asemenea, un asemenea eveniment. Eu întotdeauna încep discuțiile cu invitatul, cu invitații, cu prezentul. De când ați ieșit au trecut niște luni Doamne. și una din primele declarații a avut în prim plan o, iată, atenție a dumneavoastră spre anumite chestiuni. Spuneați că aveți niște priorități acum după ce ați ieșit. E normal. Care atunci... ar fi și în ce măsură ați reușit să le rezolvați, să le concretizați? E normal că în momentul în care se blochează toată activitatea, intră în conservare tot ce înseamnă de la familie și activitatea de zi cu zi, afaceri, implicări în alte domenii, nu neapărat afaceri. În momentul ăla se întâmplă un înghețare, un freeze mm -hmm. care trebuie să-l conștientizezi, trebuie să-l administrezi, după care când apare momentul și când reușești și revii și ești liber să îl pui din nou în mișcare tot mecanismul, trebuie să-ți faci o ordine de priorități care punește de la viața de familie, de la cotidianul cel legat de sănătate, de viață de zi cu zi, până la din nou să pui în mișcare un mecanism al afacerilor care au fost înghețate, care au fost blocate, unele uh -huh. blocate judiciar, altele blocate cu pentru că nu puteau. Cu... Absolut, absolut. Ele persistă și în ziua de astăzi. E una din prioritățile mele să evaluăm juridic, să vedem împreună cu statul care sunt, care stau în picioare, care nu stau în picioare. Viața trebuie să meargă înainte, nu ne uităm înapoi, n-are rost să mai... N-am timpul necesar. Am 57 de ani, mă apropii de 60 de ani, vreau ca lucrurile să meargă în față, trebuie să folosesc la maxim timpul și să din nou să ung mecanismul așa cum a fost, să meargă mai departe, să producă din nou eficient. Și de ce nu bani? Sau ce, în primul păi, rând bani. La, nu? Da. Altfel, tot, toată viața noastră da. este legată de, de bani. S-a construit și se construiește și merge mai departe numai și numai în legătură cu partea financiară. Cât timp v-a luat să vă reobișnuiți cu libertatea? Nu, foarte nu? mult. Nu, eu am fost conectată. Eu am refuzat să am câștiguri în executarea pedepsei din alte activități, cum ar fi să muncesc, muncă necalificată, cărți, cărți descrise, am refuzat absolut totul. Am stat zi de zi, în legătură, având telefon la și posibilitatea ca o oră pe zi să discut cu familia și cu. Am stat alături de cei de afară. Am fost conectat, am avut sursa de informare, ziare, televizor, deci nu foarte mult. Asta era supapa cumva. Păi era sub, era legătura cu realitatea pe care... Da, apoi n am mai fost nevoie de o supapă, că ați și de-aia vă întrebam păi, dacă... De asta spun, n-am fost complet deconectat, am fost în priză, doar că eram limitat în a, a, a administra eu direct situația mea de zi cu zi. Dar, în schimb, la nivel informațional, eram și doar am preluat din, așa, uh -huh. ușor din mes, doar accelerând, doar impunând o inerție mai mare sau modificând viteza de, de rezolvare sau de a pune din nou în mișcare mecanismul așa cum îl administram înainte de, da, de situație. Da, odată ieșit ați mai avut, să le numim, uh, momente, sau exagerăm puțin, coșmaruri? Adică no, nu vă avut, venea să credeți că sunteți uh, libertate și că o să vă întoarceți la un moment dat? Adică după atâta timp, mă gândesc că te obișnuiești cu uh, zona aia închisă, gri, neagră a vieții. Trecerea de la rău la bine e mai ușoară. De la bine la rău, e mai, e mai greu și depinde de fiecare cum se cum se adaptează mm -hmm. momentului. Deci eu am venit de la mai rău la mai bine, adică de la uh, uh, faptul că eram limitat în a mă mișca, limitat în, în uh, a mă exprima, uh, să spun așa de zi cu zi. Dar în momentul când ești liber, e mai ușoară trecerea doar. Trebuie, într-adevăr, să ai obiective, să ai stabilite priorități, să ai pași de urmat și să fii consecvent cu tine. Și să nu lași să te uiți foarte mult, să stai, într -un, să spun așa, să te cuprindă, să spun... Depresia? Nu neapărat depresia. Depresia e mult spus. Sunt persoane care sunt depresive prin sine. Eu nu, nu e cazul meu. Sunt un tip tare, sunt un tip care mă, mă adaptez foarte bine la orice condiție, am trăit în toate mediile și am luat, de-aia și adaptarea mea la condițiile din penitenciar au fost foarte rapidă. Penitenciarul nu mai este ce a fost acum zeci de ani, este, reprezintă partea represivă a legii, represivă a societății, dar atât timp cât respecti, ești respectat faptul că eram persoană publică, faptul că vin dintr-un mediu social altfel și iar faptele mele nu erau fapte cu violență, se cuantifică în raporta la legea de executare și atunci poți, poți, ai posibilitatea să rămâi informat, să rămâi în pas cu realitatea de afară, adică nu te rupe atât de mult, nu stai neapărat la un loc în cameră, Camera, poți să-ți o faci cu persoane sau să ai parte de persoane, de colegi de cameră de același nivel social, cu care poți să stai de vorbă, cu care poți să nu, nu cobori. Nu, legea de executare nu mai neapărat nu mai coboară nivelul tău, să uh, uh, spun așa. Să te umilească e, cumva? Da, dar poți să te umilești singur dacă într-adevăr vrei să te duci după câștiguri, dacă vrei ca. Uh, uh, poți să te umilești da pentru și... că să muncești, să câștigi zile, să poți să vii mai repede acasă, înseamnă auto în principal. Pentru că munca e o muncă pur și simplu... Ce trebuie necofeste? să faci și ați refuzat? Curățenie, măturat, săpat, cărat, Asta nu erau pentru mine. Nu, sunt, nu, se dau câștiguri pe muncă care este calificată și nici nu îi prea există. Și n-ați făcut niciun fel de activitate de genul niciun asta. fel de activitate. Am refuzat absolut tot. însemna umilință. Nu era la nivelul meu de și oricum, în momentul când câștigi foarte mult din așa zisele cărți scrise, au fost. asta nu înseamnă că cei care au făcut și au muncit și aia îi judec. Nu, fiecare, am spus, se comportă și culege roadele conform propriei voințe. Treaba lor ce au făcut. Eu nu am spus că nu este nevoie, pentru că în momentul în care ai câștig foarte mare, când vine momentul conform legii să te liberezi, atunci de cele mai multe ori, fiind și persoană publică, ca să nu apare ideea că ai fost favorizat, că aia care uh -huh. este, este lucru care apasă cel mai greu pe noi, cei care suntem persoane cunoscute acolo, uh, acest sentiment al cadrelor ca nu cumva să te favorizeze într-un fel, pentru ca să nu spună că au foloase, etc. E, în momentul când vine partea de liberare, un judecător, în marea lor majoritate, îți amână, îți dă da amânare pentru a ieși în libertate exact cu perioada cât ai câștigat-o sau aproape, acolo se confundă. Deci, te chinui, muncești necalificat, te înjosești, pentru că te înjosești, clar, în momentul ăla, accepti o umilință de tipul ăsta și când e să beneficieze de câștigul ăla, e, Dar cum e azi, crunt. Cum ați reușit, domnule Iancu, să vă adaptați? O singură persoană am mai auzit, având același discurs ca dumneavoastră, dintre toți celebrii cu care am interacționat și s-au dus acolo. Giovanni Becali. În rest, da. sub o formă sau alta, toți uh, au privit cu frică și cu multe alte sentimente de repulsie, de teamă, acest regim. Dar dumneavoastră, Giovanni de ce nu cu demnitate v-ați acceptat soarta? Și întrebarea e cum ați reușit, pentru că lumea, nu știu cât știu, că pe lângă o viață de lux dusă de afaceristul Marian Iancu și copilăria domniei sale nu a fost una ca a oricărui copil, copil de diplomați. Copil stat în străinătate în primii ani ai copilăriei, da? deci nu la nu știu ce periferii. Ceea ce presupune că a avut un statut privilegiat și în copilărie, și în tinerețe, și în la maturitate. Și cum reușiți atunci să faceți trecerea în zona asta fără probleme de adaptare? Sunt născut totuși în Giulești. Ca să și glumim un pic. Da. Deci totuși Nu e un răspuns care mă da, bun, satisface. Am, am, am văzut doar să introduc o parte de mai piciată, mai, frumoasă, da, mai frumoasă, mai, mai dulce. Deci sunt născut totuși în Giuliești. Am trăit în epoca comunistă, o epocă egalitaristă, din punctul ăsta de vedere. Nu făcea foarte mare diferență între un copil de diplomat sau copil de muncitor, ba din contră, muncitorii era ridicat la rang de virtute mm -hmm. atunci. Deci, din punctul ăsta de vedere, doi la mână, am, prin prisma muncii mele și după Revoluție, am lucrat tot ce însemna faună și uh, din, uh, cu ghilimelele de rigoare din țara asta, cu oameni buni, cu oameni mai puțin buni, cu infractori, cu oameni mai puțin cu oameni drepți, cu toată lumea. Deci nu era nimic necunoscut. Mișcam mult în țară, în, în, fotbal. În fotbal găsești tot felul de Tipologii de oameni, și buni, și răi, și drept uh -huh. și strâmbi, și uh, am avut parte adică de. Adică, spuneți că școala asta vieții. Școala vieții. Vă exact, ajută vă adaptați să acolo. E absolut. Acolo, într-adevăr, tot ce se spune și sunt lucruri adevărate. E mizerie, e. Uh, sunt condiții aproape la limita umanității. Ce înseamnă? Uh, nu vreau să. Bă, tot ce știi și ce-ați auzit de la mizerie, păi de la lipsa spun... luminii, de la lipsa aerului, de la igrasie, de la mucegai, de la spațiu, de la condițiile de zi cu zi, wc toalete, dușuri, apă, groaznic, toate sunt adevărate. Adică toate sunt împotriva vieții. Da, împotriva... Pentru că vinul și există. spun că e și mai grav decât atât sau alții care vin, dar, sau mă rog, dar. Uh, spun că aveau nu știu ce în cameră, că primeau pachete, că. Deci, Eu nu mai înțeleg care. Primești pachete, primești. Uh, toate sunt în limita legii, absolut totul e reglementat, adică nu e nimic lăsat la voia întâmplării. Dar sunt în așa fel încât să simți partea represivă, că, trebuie să, că ești pedepsit și uh, că trebuie să duci lucrul ăsta. Doar că fiecare om, și viața de acolo și o face după chipul și asemănarea lui. Poți să-ți faci curățenie, poți să ai grijă de tine, poți să te întreții, poți să uh, uh, mănânci mai sănătos, chiar dacă e o calitate mai proastă. Uh, poți să te îmbraci cu lucruri curate, să le speli, să ți le spele, să ai grijă de tine. Bun, e și ajutat dacă condiția ta financiară îți permite celor de afară care să, să vină să te sprijine cu acel pachet care vorbeam care vine o dată pe lună, cu atât, 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 n-ai frigidere sau ai un spațiu foarte mic de refrigerare care aproape că nu te ajută uh, ca să -ți ții uh, pe timp de vară 45 de grade în cameră, noaptea 39-40 de grade. Gândiți-vă, adică uh, pe timp de iarnă, așa, duc -te două ore, seara, două ore dimineața, căldură, pe timp de zi, doar cât să nu înghețe caloriferele, vă dați apa în calorifere. Adică stai și te îmbraci mai gros, să ai grijă de tine. Adică și omul trebuie să să puncteze și să facă diferența când condițiile sunt atât de josuri. Eu am avut grijă de mine, am reușit să slăbesc Mm -hmm. Mergând pe la o bunătăță. sală din asta improvizată Acolo Există, sau cum să o numim unele săli improvizate Altele mai puțin improvizate În sensul că aveau cele le trebuie Unele erau empirice Cu așa zise pietroaie Ca să mm -hmm. le ridice, Altele erau mai dezvoltate Aveau aparatură Dar și acolo ai o jumătate de oră Sunt A, da? mulți, sunt mulți. La Ai din... o dată sau de două ori Nu ai posibilitatea La aer curtea este Totuși îngrădită unii au gratis și deasupra, alții nu au. Depinde și de, repet, de infracțiunea pentru care ești acolo, mediul în care stai... Dar dumneavoastră ți-a ești... avut 8 ani numai de regim închis. Marea, da, 90% regim închis pentru că așa am vrut eu. Așa am solicitat. Eu aveam două pedepse în care așa... s-au acumulat. Care da. s-au acumulat și fiind. Păi și de ce a solicitat așa? așa? Pentru că e... Cu cât mergi mai spre regim deschis, da. semi-deschis da, și deschis, da. cu atât amestecătura, folosesc un cuvânt mm -hmm. direct, ca să... e mai mare. Adică posibilitatea ca să îți asiguri un pic, să fii un pic detașat de gloată, de cei cu infracțiuni uh, uh, violente, de cei infracțiuni de droguri, cei infracțiuni omoruri uh, ce... și cei care au problemele lor comportamentale da, da. și alea este uh, mult mai restrânsă posibilitatea ca tu să stai să te extragi de acolo și atunci eu am preferat un regim mai, închis, dur. mai dur, dar mai, uh, safe. Cu, mai safe, cu reguli mult mai stricte fiind Rahova penitenciar de maximă siguranță am acceptat să rămân în condiții mult mai restrictive și mult mai uh, reglementate Decât zonele mai libere, cum sunt bata de semi-deschis, jilava și deschis, în care, totuși, lucrurile erau mai complicate și nu am vrut să accept. Eu am reușit să am grijă de locul unde eram cazat, de cameră curată, am avut da. pur și simplu a stat numai cu oameni de condiții extraordinare care își, își, își spășeau pedepsa. Tot, toți, pe care i-ați văzut, aproape toți, nu știu dacă e vreunul care n-am stat cu el sau n-am stat în preajma lui. Cred că Giovanni spunea la un moment dat. Giovanni n-a fost, fost în București. Da, dar în rest, toți, toți. Popescu. Toți, toți, toți ei chiar uh, erau uh, acolo când am ajuns eu. Victor și, uh, uh, Mihai. Copos. Da, Deci, toți, Copos, da. Toți. Da, și deci... Cum a fost să-i vedeți pe toți cei care în libertate să lăfăiau un lux și în bani, să vin și dumneavoastră, evident, uh, și să vă întâlniți acolo, uh, după gratii? Că bănuiesc că nu știu, ați râs așa gen râsul plânsul când v-ați văzut pentru prima oară, nu? Sau, adică... Te adaptezi. Nu, dincolo de asta, dar cum a o, fost reacția. Are capacitatea asta, are capacitatea asta de să spune că la necaz te întărește Dumnezeu. Se simte treaba asta. În momentul, când ești la necaz, ai un pic de buimoceală după care te orientezi, te începi să, să intri într-un ritm, începi era, într-adevăr, era o zonă uh, bine delimitată, unde eram cei cu pedepse datorită unor fapte care nu implicau violență, care nu implicau dreptul comun, furturi, infracțiuni de înșelăciune, de. de, de, de în fine, tot felul uh -huh. de asta. Și atunci mi era mai ușor. Noi cu noi ne cunoșteam, nu era atât de greu. Ei nu vreau să intru foarte mult în detalii. Repet, sunt reguli, Rahova, unde m-am întâlnit cu marea majoritate, sunt penitenciar de maximă siguranță, unde trebuie să respecti regulile, absolut. Comandant aveam femeie, deci marea majoritate au fost femei, bine, da. niște doamne, în sensul bun al cuvântului, în sensul adevărat al cuvântului. Femeile sunt mai empatice în ceea ce înseamnă curățenie, disciplină, impun mai mult respect. Și atunci am pe o secție care înseamnă un etaj, vreo 260-270 de deținuți. De deci nu era ușor pentru... Dar, repet, îți faci... Viață. Pă... Deci cum ești, așa te comporți, da. și așa și ai parte de aceeași... Cum, cum? Cum au trecut opt ani, domnule Iancu, De optor ori Paștele, de opt ori Crăciunul. Cum? cum? Adică, ce trec. făceați în zilele alea? Trec. Cum? Trec. Ne administra momentele exact cum face și fiecare om care e liber. Căuta din Pe nu, timp Care să aibă... e liber, are familie, are prieteni. Are familie, acolo suntem o familie. Cei din cameră suntem aproape o familie, cei din zona în care stăm, în secția care sunt, suntem o familie. Intri într-un ritm, este o altă viață, un alt tip de viață, dar este tot o comunitate, este tot o. Uh, își creează niște reguli, niște pârghii comunitatea asta. Deci, pe care trebuie să le respecti, trebuie să ai grijă unul de celălalt, să-l respecti. Ai voie să faci orice în comunitatea asta, doar să nu-l deranjești pe cel de lângă tine. că adică, trebuie să faci în așa fel încât să te înțelegi întotdeauna, să existe o cale de mijloc. Ați. Uh fost vreodată în ipostazea de a claca? Nu vorbesc, nu vorbesc de gesturi suicidale, nu, de, ceva, da, de... Nu, nu. ceva depresiv, să nu spunem. Există. Plânse, te. Nu există așa ceva. Frământări nu. la limita există. maximă. Nu există. Nu, așa ceva nu există. Dar la alții există. Bineînțeles, dar da seama că sunt, sunt oameni și oameni. Sunt oameni și oameni. Pe unii doboare, pe alții coplesește situația. Alții, orice problemă de afară se, de ori, e de 10 ori resimțită mai puternic în interior, probleme de familie, probleme mm -hmm. de zi cu zi, se întâmplă, dar trebuie să treci peste ele. Nu treci selecție naturală. Mm -hmm. În momentul în care ești implicat în viața socială, economică, financiară, mai ales în România. Pe dacă nu te aștepți și la ne că se pot întâmpla la un moment dat și abuzul sau se pot întâmpla să, să nu apreciezi tu faptele tale corect și ele să atingă legea, îți, trebuie să-ți asumi lucrul ăsta atunci... Aveți o tărie cum eu rar am văzut și am discutat cu foarte mulți oameni, inclusiv aflați după gratii. Dar gândiți-vă și aici, în primul rând, denunțul pentru cei care ne urmăresc, că nu toți reușesc să aibă psihicul domnului Iancu. Din aceeași poveste, mai mult sau mai puțin, au dispărut uh, recent Rudel Obreja, uh, asociatul domnului Iancu, Constantin Mărgărit, în, într-un uh, da, din dosare. Din, din uh, nefericire, cum s-a liberat, nici nu a să... Tatăl domnului Iancu, care presupun că a fost greu încercat de ce a spățit dumneavoastră, nu? Ca și în cazul tatălui lui păi... Popescu. gândiți că... Adică oameni suntem... care n-au tăria asta s-au pierdut, au dispărut. Gândiți-vă că noi am fost doi frați, amândoi arestați pe niște fapte de evaziune fiscală care nu mai se nu mai sunt pedepsite nicăieri în lume. Nu numai în Europa. Deci nu greșesc de când spun că tatăl ta evangir... noastră a fost nu, nu a murit de COVID cu comorbidități, cu cu, cum e standard, cum s-a întâmplat, dar COVID-ul a dobărât efectiv. Ghinionul meu a fost că eu nu aveam nici dreptul să ies măcar să baticem la mormântare pentru că nu aveam beneficii dacă nu munceam și nu făceam alte activități care să-mi creeze posibilitatea să vin acasă, nu mai au permis. Dar era exista și interdicția de a părăsi datorită faptului că motivul de ce a fost COVID. Și uh -huh. atunci e cu atât mai mult. Era a fost chiar în perioada COVID. Da. Dar lui Rudel, de acolo i s-a tras, nu? Adică... Am... S-a spus, s-au spus tot ce era de spus legat de... De, de acolo, de... acolo i s-a gravat, de acolo i s-a... Uh, este de neînțeles. Eu nici astăzi nu pot să înțeleg acum câteva luni eram într-adevăr împreună la Jilava, eu am ieșit după aia, s-a întâmplat cursul, evenimentele au luat-o cum au luat-o în ceea ce îl privește, și eram, am vrut să-l văd. Era la Floreasca, am mai povestit la o emisiune TV, era la Floreasca cu, cu gardă, cu. După el de la Jilava era în analiză la Floreasca și reușit am reușit printr-un prieten comun să-i transmit să iasă la fereastră. La, era la spitalul Floreasca, am spus stadionul Dinamo uh -huh. și de ac acolo l-am văzut ultima oară. La fereastră a ieșit, am vorbit cu el la fereastră, s-a bucurat că era liber, că tocmai în perioada aia m-am și el a continuat și a început să vină la Floreasca la tratament. Și, nu neapărat la tratament, atunci era în evaluare, atunci efectiv a, a, aflat diagnosticul. Și nu, e greu de e greu de. Concept. Asta și cu el în cameră? Cum să nu? Am stat și la Rahova în primul mandat al lui și în al doilea când a venit, a venit la Jilava, eu i-am ținut loc, i-am și transmis la Jilava că țin loc să vină și când a venit, a venit el cu Tudor obrazul și a stat cu mine în cameră. Zi de zi, toată saga asta care a povestit-o soția lui, S-a întâmplat. Cu dumneavoastră cum stăm martor noi doi? Ocular. Păi, așa dormea el, cum stăm noi doi? Acolo, dormea el aici, dormea. la un metru, unul de ceva. Uh -huh. Dormea. el nu putea să doarmă datorită durerilor. În fine, s-au spus multe și adevărate. Tot ce se spune e adevărat. Nu știu câtă șansă mai avea să scape, că nu mă pricep. Totuși, diagnosticul a fost un crunt. Dar există posibilitatea asta, dar trebuie să o ai. Ori acolo. Lui nu i s-a dat șansa asta. Și nu știu de ce. Deci, dacă nu i s-a dat dreptul la viață. Pe care Așa pare. ar trebui să-l aibă Așa orice. Pare, la bunul condamnat, simț. orice. mai puțin la bunul cei simț. condamnați la moarte, dar nu da, cazul. Nu, e uh, singur, sunt uh, mulți. Sunt justiții române. Mulți care eu, fiind în detenție 8 ani de zile, i-am cunoscut și care, la fel. Nu. Undeva s-a întâmplat să intre pe contrasens. Undeva s-a întâmplat să intre pe Contase și judecătorul trebuie să mă judece pe mine care l-a luat din sală de lângă noi, pe mine și pe Voiculescu. Erau două cazuri separate, mustață, stan mustață. M-am mm -hmm. murit la fel cu zile, nu înțeleg de ce. Chiar n-am înțeles cum a stat cu mine timp de trei ani, dați seama, e subiect de film. Omul care trebuia să, să se pronunțe în ceea ce mă privește a fost luat din sală de la noi și a intrat al judecător l-a condamnat și a făcut și ai spășit condamnarea cu mine, alături de mine, zi de zi, timp de trei ani. Stam Da. Dar cu cei din fotbal, cu cine a stat în cameră? Nu cu cine ați interacționat pe acolo, că ne-ați spus, cu nu, toți, e... dar în cameră, zic, sau Erau mai o, aproape? Erau pe dosare. E, lângă, An. lângă mine era Copos, Dinel Staicu era cu mine în cameră, Copos, toți eram în aceeași zonă. Mihai Stoica, Popescu... Tot, toți eram în Ei făceau activități, că au și spus, Popescu a și spus că făcea... au ieșit, au ieșit la muncă și -au, 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 au redus, dar vedeți, unii au mai amânat unii au beneficiat de câștigă, alții nu mm -hmm. s a scris și cărți asta chiar le scria acum ce scria acolo eu n-am de unde să știu mm -hmm. dar fiecare din ei e dreptul fiecăruia să caute să-și ușureze situația să iasă mai repede, să se întoarcă în societate mai repede da, și unul precum copos nici nu a mai vrut să audă de uh, revenirea în uh, prim planul opiniei publice și cred că ăsta a fost motivul de rușine, de dezamăgire, de Eu nu știu. Uh, e bine adică că fiecare face bine. Da, spun că dumneavoastră este Ceea... cumva atipic. Fiecare face bine în felul în care el își concepe. Viața. Viața post-privativă de mm -hmm. libertate. Fiecare, cum gândește, mai devreme sau mai târziu, fiecare își va stabili priorități, își va stabili modul de a se. De exemplu, eu, eu nu m-am apărat public înainte de condamnare. N-am vorbit deloc despre ce se întâmplă, despre uh, dosare, despre. Nu, mi-am văzut de viață. E timpul acum ca lumea să afle anumite lucruri mai grave, mai puțin grave, reale, despre... de data asta, pentru că ești mult mai credibil. Să vorbești despre tine și situația ta, juridică, judiciară, financiară, după ce ți-ai spășit pedapsa. Asta e părerea mea. Să discuți înainte, există o doză de subiectivism, care e firească. Și e că firească. vrei să-ți salvezi pielea și pe ultimul 100 de metri. Absolut. Și că nu poți fi credibil 100%. Din momentul în care ți-ai spășit pedeapsa, nu mai există doza de subiectivism. E ce spui, ești liber să vorbești? Ai libertatea tu? Nu mai te simți constant, nu-ți e frică de cuvinte. Poți să spui lucrurile pe nume. Ce e bine, ce e rău, ce s-a întâmplat. Dacă a fost abuz, cât a fost abuz, cât a fost realitate. Am spus în declarațiile mele publice că am fost o maică Tereza. Nu, și asta am nu... apreciat, să știți. Da? Nu deci să asta am apreciat, pentru că cei mai mulți uh, susțin, chiar și după ce se eliberează, că au fost nevinovați. Dună asta a spus, dom'le, când am intrat în businessul ul ăsta cu rafinării, cu petrol și cu altele, nu puteai să intri în FRAC. Nu, eu intru într-o junglă. O junglă. Adică v-ați asumat și partea asta vieții. Dimensiunea acestei jungle nu puteți să o înțelegeți decât nu. din interior. Eu unul an, am cum este... că n-am văzut niciodată ceva. Și nu, eu nu văz de. Nu, personal, în general, pu, marea majoritatea nu pot înțelege ce înseamnă. Adică este atât de mare și atât de puternic și atât de. Greu de administrat din interior, nu mai zic din exterior, nu poți înțelege. Domeniul ăsta al produselor petroliere. Am mai spus eu, sunt două războaie mondiale care au plecat de la, de la țiței, de la produse petroliere, mm -hmm. de la energie. Și avem mai avem unul acum în desfășurare, nu mondial, din fericire sper să nu rămână Încă. Dar care atinge tot o zonă care este extraordinar de bogată în tot ce înseamnă zăcăminte și. europene sigur, mondial rămâne de văzut Deci ca dovadă, de, toate, toate pleacă de, de Gândiți-vă că eu am fost în mijlocul unei asta. Au fost, de fapt, doi români particulari, care eu și cu Patriciu. Patriciu e mort, condamnat și el, post mort, dar mort, eu sunt în viață. Care am condus, ca români, vorbesc ca la nivel macro, uh -huh. în industria petrolieră, în rest a fost statul. Dar fratele noastră român. a fost împreună cu dumneavoastră acolo? De, el a fost, da, el a ca să facem, din punct de vedere juridic, judiciar, da. judiciarist, ca să fie grup organizat, adică să pună gaz pe foc, pentru că pedeapsa principală, cum se numește în, în jurisprudență predicat, pedeapsa predicat, a fost evaziunea fiscală. După care s-a adunat spălarea de bani și grupul mm -hmm. organizat. Nu ai, dacă a fost... nu ai infracțiunea predicat, nu ai nici spălare și nici grup. Ca să facă și grup, ca să pună paie pe foc, să mai adaugi acolo la condamnare să mai pună ani, a trebuit să fie trinși. Și dacă eram doi asociați, eu cu Mărgărit, Dumnezeu să-L ierte care a murit, n-a apucat să beneficieze de libertate, el s-a liberat că el a avut 10 ani, pe să nu 12 pe mine, a ieșit și din nefericire s-a întâmplat medical să, să decedeze. Iar pe fratele meu l-au luat ca să facă grupul de trei, că altfel nu era grup organizat. Trebuie să mai fie unul, el fiind asociat în firmă. El lucră în defect. A fost cu dumneavoastră în închisoare, în aceeași da, cameră? Da, doar că el a, a lucrat, după care a trecut la Jilava mult mai repede și s-a liberat pentru că el avea doar 10 ani condamnare. Dar ce faceați uh, zi de zi, dacă nu lucrați? Ce faceați? Era cu... programul care. Care? Programul. General, dimineața, ora 7 era uh, uh, apelul. De da. aceea se schimbau la iturele și atunci veneau și numărau, normal asta înseamnă apelul, după care intrai în programul de masă, programul de zi cu zi lucram, îmi citeam presa sau mă informam să văd ce este, după care lucram cu biroul să văd cu fiul meu care însă se afară și el a administrat, de fapt n-a administrat, avea grijă, urmărea și consolida conservarea tuturor a afacerilor, da. a imobilelor, a tot ce însemna acolo și lucram cu ei, lucram cu avocații, pentru că aveam, am avut mult de lucru în perioada asta cu, cu avocații. Masa de prânz? Masa de prânz, după care o activitate, ori ieșeam la aer, ori la club, ori la sala de sport, ori aia, încă o oră, după care venea seara, apelul de seară, ăsta era tot ce... Zi de zi, 8 ani. Da, zi de zi, 8 ani, absolut. Cumpărături au activități. Mai ieșeai la cabinetul medical o dată pe lună când... Te chemau pentru că cei care veneau cu dosar medical de afară au fost, au fost evaluați și atunci veneau medicamentele care erau gratuite, o parte în ea, o parte le cumpărai tu, dar tot cu aprobarea lor altfel nu intra, sunt reguli și mergeai la cumpărătură o dată pe săptămână. Să <laughs> înțeleagă lumea, la cumpărături da, acolo da, cinta, da, nu la mult. <laughs> e, Doamne ferește, era un magazin care toate erau controlate, era o listă care era aprobată de conform legii. Dar ce care puteai era... să iei de la magazinul ăla, era o listă? Ce era pe lista? Că luați probabil un mezelu... mezel, nu? Mezelul tot lucru simplu. Și de ce lucru era nevoie simple. de o listă să iei mezel și pe o bucată de brânză? Păi, erau controlate. Ele nu trebuia să fie feliate, nu trebuie să fie bucăți. Așa și veneau și la și când îți venea pachetul o dată pe lună, tot la fel. Controlate. Să n-aibă telefon, e, să n-aibă cartele, vă seama droguri. Că, e... Vă dați seama, droguri extraordinare. Adică, ceva, cred că în incita penitenciarului traficul de droguri este la aceeași intensitate ca afară. Vorbi serios? Dar am văzut cu ochii mei, deci și marea majoritate, cei de vârste mici, cei la limita între minorat și majorat, acolo 18, 19, 20 de ani, acolo o sau veneau o mare majoritate dependenți. A, 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 ăsta este mediul care... Cred că asta vă oripi la cel mai mult, nu? Cel mai mult, păi auzi, îți țipau, urlau, intră un săvraj, se tăiau între ei, se băteau se... de la treburile astea. Multe, multe. Păi iau, că ești acolo, știi? Chiar dacă tu ești separat, ai iau, că e geamul deschis. Amenințat v-ați simțit vreodată? No. Pentru că lumea știa că sunteți no. un milionar no. No. și atunci no. să profite de... No. Nu, ai absolut. grijă că dacă nu, nu ne dai. Aia. Nu? Nu, cel puțin în regim închis, de maximă siguranță, nu există asta. Nu, pentru că lucrurile sunt foarte bine administrate din punctul ăsta de, de vedere. Nu există așa ceva. Nu nu există. Doar dacă dacă te amesteci, dacă intri în cocină, normal că te mănâncă porci. Ori acolo ai posibilitatea asta să nu. Nu ai glume cu oricine, nu. Mm -hmm. Nu te amesteci, nu. Îți vezi de domnul tău și stai în banca ta, în felia ta și nu... Dar ați fost singurul care a preferat regimul ăsta? Adică și Mazăre și restul, toți au optat să iasă la muncă? Fiecare, nu vreau să vorbesc în persoană, fiecare a optat în felul lui asta. Marea majoritate, marea majoritate și-au găsit, și -au găsit locul unde să lucreze, să aibă un câștig, să câștige zile ca să vină mai repede perioada de liberare. Unii câștiga mai mult și alții mai puțin, pe măsură, adică funcție de munca pe care o prestai. A fost și Mazăre, nu? Parcă n-am... Toți, toți. Și mază și fratele lui și Nelu Iordache și Truică și bă, tot Severin, senatori, deputați, toți, în afară de Giovanni care a făcut în altă parte, absolut toți i-am avut. Mie mi se pare incredibil chiar și acum cu ele întâmplate. Colegi. Uh, oameni care au... Uh nu știu, au dat linia, chiar și ilegal. Adădeau linia la vremea nu știi dacă o dau ilegal. În țara asta, la toate palierile societății, să se întâlnească după gratii la un anumit moment. Se întâmplă. Viața merge înainte, ușor, ușor. Trebuie să intrăm din nou în, în... în amalgamul ăsta, din nou în mecanismul ăsta și să ne așezăm la locul nostru și să ne menținem. Statul. Familia, presupun că n-a fost la fel de tare ca dumneavoastră, nu? Bă, da. da? Nu, absolut, absolut. E normal să fie la, la fel tu dai tonul. Dacă tu ești căzut, normal toată lumea intră în panică, nu. nu câte ori reușeai să vă întâlniți față în față, că da, la telefon am înțeles că aveți dreptul pe, pe zi păi, să vorbiți o oră sau cât, pe, o zi, oră pe, zi, da, oră pe zi. O oră contra pe zi, cost. da. contra costă. Contra costă, absolut. Plăteai, bineînțeles. Aveai 10 cum vorbi, dar nu mai mult de o oră. Și uh, deci aveai un număr de 10 persoane cu care puteai să vorbești. De 10 convorbiri pe lună. Pe zi. a pe zi? Pe zi, 10, dar nu mai mult de ori. Deci 10 ori 10 minute, gen. Cam așa. Așa. Zece. Nu, 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 uh, am greșit. Ori 6 minute. Da, n-am făcut calcul. Pe acolo, da, ori 6 deci minute. acolo, aia cu mai mult, aia, în total, dacă se, se închidea o oră, ți-o pe aia. Și sau, telefon sau, din ăla în perete, nu? sau uh... un Telefon în perete sau telefon cu normal, telefon de plastic, cu fir. Tătează la fir. rând? după cineva, sau aveți telefonul nostru? Era telefonul, nu, era telefonul camerei. Fiecare își dădea de telefonele lui. Dar eu, fiind pe cameră, stând pe cameră și ne ieșim la muncă, marea majoritate a colegilor am stat 3-4, 5-5 în cameră, depinde, dar nu mai mult. Îi mergeau la muncă. Și eu lucru, dimineața aveam posibilitatea să vorbesc... Pe telefon. Absolut. Cum <laughs> acum facem haz de necaz, sper că știți de glumă. Da, extraordinar. Uh, păi și alte undevără. facilități care mai erau? Că lumea la un moment dat, când nu vorbea de dosarul transferurilor, că și-a făcut Giovanni, nu știu nu ce, amenajare ceva. la celulă, că aer condiționat, că... Nu există așa ceva. Nu, și a? voi, Culescu, și eu, și că am dat niște nume și toți, mazăre, toți, au avut absolut aceleași condiții, aceeași cameră, aceeași metri pătrați, aceleași facilități sau lipsa lor, pe care le-a avut orice deținut. Doar când camerele noastre era mai curat, că aveam grijă să fie curat, camerele unora era mai curat ca la noi, iar în altele erau mult mai funcții de oameni. Dar curat cine făcea? Că Giovanni spunea că îl plătea pe unul. sau să aveai unul sau, Da, plătea pe cineva, nu? Pe, plăteai, nu te plăteai, dădeai țigări. Aia să fumeze sau îi un Bine, plătitul e ilegal, să ne înțelegem. Păi, nu puteai să-i plătești, nu? plătit, că nu plătești. Că nu aveai bani, că era pe cartelă totul. da dar erau oameni, era posibilitatea, aveai posibilitatea să te ajute. Făceai tu, care ai problema? Să dai cu o mătără sau să speli pe jos cu un teu mm -hmm. E suprafață mică, de 15 metri vă trați, 18 metri vă trați. Să ștegi un praf. Aia lucruri lucru de... Te da, mișcai. domnule Iancu, dar acum... Nu știu, gândindu-mă că am fost și la birou la dumneavoastră acolo, era ceva totul somtuos, luxos, adică nu vă vedeam uh, mergând atunci să vă intervievez în niciun moment că înainte ați dat cu cârpa pe birou. Venea o doamnă, venea un domn și făcea da. asta. Acum era dumneavoastră cel care trebuia să faceți. totdeauna e loc și de mai rău. Asta trebuie să înțelegeți. totdeauna e loc și de mai rău. În viață e loc și de mai rău. Trebuie să te adaptezi, trebuie să mergi către în moment să trăiești clipa, ai trăit, astăzi sunt aici cu dumneavoastră, mă adaptez, mâine sunt în altă, parte să mă încadrez acolo. Cât ați slăbit? Depinde. De, de, de 30 ceva de kilograme. Timp Și... de 8 ani, adică. Păi nu, am spus ușor. că 8 ani. Da. Și n-ați avut efecte adverse? că no. Să, să no, slăbești bune. 30 de 30 kilograme Bun, am avut efecte bune pentru că aveam glicemia. Toți cei grași avem probleme cu glicemia. Chiar dacă nu sunt diabetic dependent de insulină, avem glicemia. Sărită datorită obezității. Toți doctorii mi-au zis slăbește. slăbești. E, iată că s-a întâmplat și partea bună în care am fost obligat. Că probabil dacă eram liber, nu reușeam să slăbesc. Dar prin sport, că spuneați că alimentația nu e grozavă. Adică cum poți să slăbești cu alimentație în principal, proastă? În principal alimentație și mișcare, dar nu sport. E mult spus sport. Păi și ce alimentație? Dacă mâncarea era proastă, cum reușeați să fiată... slăbești? greva foamei, poate sau nu? Nu, fiat, fierturi, nu, da? nu grasimi, nu, nu pâine foarte multă, foarte puțină. Tipul de genul ăsta, cantitate din ce în ce mai mică, mm -hmm. aia pentru că nu consumai, și neconsumând, nu puteai să mănânci aia, nu, nu puteai să aveai pofte ceze, de unde să mănânci tot ce mănânci afară și dulciuri și mm -hmm. lipseau, nu erau de calitate și atunci. Spuneți-mi că uh, nu vreau. Uh... Eu n-am fumat uh, niciodată în viața mea, A, nu. Uh, absolut niciodată în viața mea de băut normal, nu sunt unul. n-am fost un alcoolist sau un consumator. Da, acolo aveți voi alcool, nu. Nu există așa ceva. Nici o bere, nimic. Nici o bere. Culmea, nu băut, n-am fost băut tot de bere niciodată, dar așa, din cauza reclamelor, așa poftă să, n am ieșit afară, primul lucru că am băut o bere. Nu, n-ai cum, n -ai, n -ai nici, măcar, nici, măcar, nici fără alcool nu există. Deci, practic, nu. la magazinul ăla celebru n-ai voie... A, nu, nu, nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Da. Ideea în felul următor să te ferească Dumnezeu să ajungi pe acolo. Asta e ideea. Adică oricât de dar în psihic ai fi timp, bine, oricât de bine ai fi psihic, n-ai cum dar să... Dar în același timp nu trebuie să... Dacă se întâmplă, trebuie imediat să, să cuplezi. Să... Ca să nu cazi în latura ei Înțeles să cuplezi, să faci analiza ce ai de făcut, să stabilești imediat iarăși o ordine de priorități, să stabilești, să-ți faci simulări și asta este. Acum... Trebuie să te organizezi, să administrezi momentul. Asta e. Nu ai ce face. Uh -huh. Se pot întâmpla în viață. Voit, nevoit. Acum sunt... spus, evaziunea fiscală este o infracțiune de interpretare. Nu este o, nu este nu o e de judecător. Nu este o infracțiune... O să vă povestesc și de judecător. Nu este o infracțiune de flagrant. Nu este o infracțiune de furt, de palpabilă. Este de interpretare. Un jurist, un judecător, că vorbeam... Uh -huh. Poate să aprecieze evaziunea fiscală, pentru că e o treabă pur economico-financiară. El nu are pregătire pentru așa ceva. Dar are un instrument pe care îl prevede legea, expertiza judiciară, care o face experți finanțiști și îi are rang de lucrare științifică. Adică e obligatorie pentru judecător. În momentul în care îți faci două expertize judiciare, care ies că nu există evaziunea fiscală în mod explicit, o spune nu, uh -huh. este, nu sunt întâlnite elementele constitutive ale fapte. Iar tu judecător spui că nu ți nu împărtășești exper uh, 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 părerea experților judiciar și faci tu calcule. Și spui, domnule, este evaziune fiscală, în momentul ăla era credință. Dar n-ai ce face. Păi spuneați că mergeți la CEDO, nu? Nu e vorba de ce. CEDO nu judecă în fapt. El nu judecă fapta, nu judecă pe fondul cauză. Judecă doar dacă s-a încălcat procedura. Adică dacă nu-ți administra proba. Dacă tu cereai, fiind de vazune fiscală, probă cu expertiză judiciară și îți respingea proba. Uh -huh. Aia e încălcarea procedurii. Dar dacă ți-a administrat-o și el a spus, domnule, după părerea mea, nu, nu mi-i părerea ispeților judiciari, pe care el îi pune că e expertiză judiciară, el îi desemnează, nominal îi desemnează E numai conform voinței judecătorului și e obligatoriu să țină cont de ei. Dar spune, domnule, nu țin cont. Și apreciez eu că este evaziune fiscală. Și mă condamn. în momentul ăla nu mai ai ce face. În momentul ăla trebuie să înțelegi că e vorba de altceva și să mergi mai departe. Auziți, ca să facem trecerea și spre cea de-a doua temă, că erați și dumneavoastră convins ca și cei care ne, ne, urmăresc, că cele două teme sunt mari și late, cum spune românul. Perioada asta petrecută după Gratic ca a însumat 8 ani și nu puteai să treci peste, totuși 8 ani din viața unui om pe care dumneavoastră alături de anii din stagiul militar nu-i mai socotiți sau nu mai socotiți. Păi nu, sunt 10 ani. Sunt 10, sunt 10 ani, 10 practic, dumneavoastră acum am făcut aveți 47 serious. sau cât aveți? 57. Păi nu, 47. Da, 57 47, minus 10. Da, absolut. Pentru uh, că este 10 da. i-ați pierdut uh, într-un fel sau în altul. Da, din nefericire. Da, și vreau să vă întreb dacă celebritatea dobândită uh, în fotbal a agravat decizia judecătorului. Chiar dacă dosarele Dar nu, au avut legătură pot cu fotbalul. nu pot să, și nici nu mi-am propus să cuantific lucrul ăsta. Sincer, nu, nu, nu mă ajută cu nimic. Deci, pur, ele n-au început, uh, partea de anchetă penală n-a început decât, uh, n-a început odată cu fotbalul. Sau L am după spus. Ce. A fost un pic înainte. A început în... Uh, în 2003, a început, de fapt, dosarul s-a constituit în 2003. Adică înainte ca dumneavoastră să investiți la Timișoara. Eu am în fotbal în 2005, chiar când am fost arestat prima oară. Din 2003 până în 2005, de fapt, dosarul avea propunere de neîncepere a mării penale, deci nu se considera uh -huh. că, dar în 2005 s-a schimbat totul nu face obiectul discuției, da. să intru în date tehnice, s-a schimbat absolut totul, s-a pus în mișcare măia penală împotrivă și chiar în momentul în care eu am devenit investitor în fotbal. Dar chiar nu vreau să fac nu. o legătură uh, între... între ce s-a întâmplat. Nu, pentru că lucrurile sunt mult mai dinamice și mult mai complicate în partea de business decât în cea de, -a. Ceea de fotbal. Într-adevăr am deranjat și deranjam foarte mult din rândul el, da? Chiar dacă ar fi să existe o legătură, o legătură este inesimnifiantă mm -hmm. față de Ceea ce s-a întâmplat. în partea de business. Dacă nu ați fi avut aceste dosare pe rol care v-au măcinat ani de zile, ați fi continuat să investiți la Timișoara? Absolut. Păi, momentul în care eu am pus frână și am anunțat. 2011 ăsta, sau 2012? 2011, da? finalul 2011, începutul 2012, deci, într-un uh -huh. fel, cam amândouă se confundă. Și 2014 condamnare? Da. Okay. În 2011, în finalul de an, a apărut prima condamnare. 10 ani a fost în dosarul de evaziune fiscală. Care nu era definitivă. Care nu era definitivă, da. Momentul în care judecătorul trece peste expertiză, avocat, eu am cel mai bun avocat din țară. Profesorul Neagu fiind elita, adică Ion Neagu. Da, numărul unu, peste nu, nu, nu există, adică nu ai, poate ai egal cu dânsul, dar peste un avocat, peste nu există. Și în momentul ăla a ridicat mâinile. A spus domnule. Noi am administrat toate probele, absolut tot probatoriu, cum scrie la carte, și am forțat instanța să recunoască ori în momentul în care instanța spune că nu și însușește, scrie, nu spune, scrie uh -huh. și semnează că nu și însușește părerea inspecțiilor judiciar dispuși de ei, de instanță, și că face calcule ea și consideră în contradictoriu cu Pui ce spun experții. un jurist. În contradictoriu cu finanțiștii că este evaziune fiscală, eu nu mai am ce face. Eu vă apăr în continuare, dar nu avem șanse. C nu avem șanse, din nefericire. Și atunci v-ați dat seama că e gata. Și atunci mi-am dat seama că lucrurile sunt, uh, sunt închise și trebuia să încep să-mi administrez momentul, să-mi administrez perioada imediat următoare, pentru că finalul era clar. Era da. condamnare. Și atunci am anunțat în 2012, domnule Stop. De fapt, din 2011 începusem eu să înțeleg despre ce e vorba. făceți în așa fel încât să preluați treaba că eu mă opresc. Mm -hmm. Nu Dacă... prea au înțeles ei atunci, dar fatidic s-a întâmplat. Și el a fost și momentul care a coincis cu ieșirea din, prin planul fotbalistic a echipei politice. Credeți că cineva sau majoritatea sau minoritatea din Timișoara vă regretă? Pentru că așa, la nivel de... Uh, opinie publică, lumea spune bine că am scăpat nu numai de Iancu, de toți ăștia care au nenorocit fotbalul românesc prin fel de fel de uh, ilegalități care s-au uh, lăsat cu condamnări. Și întrebarea era dacă măcar cineva apreciază că ați adus Stuttgart, Manchester City, Fiorentina... Ați eliminat și Donetsk, la acea vreme, câștigătoria cu UEFA, nu Marian Iancu, că n-a jucat dânsul. Echipa de două, de două plăt vice... construită și plătită de dânsul. Vice-campion, de două ori, în condiții în care știți foarte bine ostilitatea federației. Ajungem, noi și. dar vreau uh, să da. vedem dacă vă regretă cineva. Sau toți spun bine no, că am scăpat de el. Acum, sincer, eu n-am fost iubit la Timișoara, pentru că eram răgățean. Eram uh, mitic. Uh -huh. Și chiar nu înțelegeau ce caută un mitic acolo, eu aveam business în, în zona aia în Timișoara business important. Tot produse petroliere și nu de atunci, 20 de ani. Nu am avut o relație nici cu suporteri, nici cu galeria, era de sine stătătoare, chiar am avut mari animozități când trebuia să luăm hotărâri care nu erau neapărat pe placul lor, dar trebuiau luate pentru că asta era viața de echipă, de club, iar noi am făcut, noi, noi am avut o administrare a clubului perfectă, adică fără greșeală, ca să poți să te lupți cu un sistem, cum era al celui cel administrat de Micea Sandu, inventat și creat de Micea Sandu. Pentru cine era domnul Iancu sistemul ăsta? Uh, pentru, pentru, cooperativă, pentru ei, pentru buzunarele lor. Dar asta a fost retorica mea în permanență, directă cu Micea Sandu. Acest amfrua cu Micea Sandu era public. Îl știți foarte bine. Nu... Gândiți-vă că echipa asta trebuia să dea gol. Trebuie, echipa asta trebuia să câștige puncte ca să Poate să câștige puncte pe teren. Ea era încurcată de arbitri, era încurcată de administrația federației. Poate că neutră, neutră a fost față de echipa noastră, față de noi, a fost doar liga profesionistă, neutră. Atenție, asta nu înseamnă că ne-a ajutat. Dar a fost neutră, ne-a lăsat în pace liga profesionistă. Dar în rest, totul ne era ostil. Chiar eram singur împotriva tuturor, sloganul rapidiz nu degeaba. Erau, sunt ei înfrățiți rapid cu. Păi cred că asta. Dar ca să vă răspund la întrebare, nu, nu am fost iubit. Poate respectat, dar în limita respectului, dar în niciun caz iubit. Și regretat fie, în niciun caz. În niciun caz. Nu știu, acum s-au schimbat vremurile, acum există antiteză, acum există analiză. Sintetic, cred că dacă tragi o linie și vezi diferența... Nu ai și, cum să compari. Păi nu, nu uh, se poate compara. Da, nu se poate compara și asta poate că deschide ochii și nu știu ce să spună. Nu am măsurat și nici -am, nu caut să măsur treaba asta, pentru că dacă a fi vreodată să mă implic, e clar că m-aș implica ori la Rapid, ori la Politehnica Timișoara, cu precădere astăzi, dacă a fi, aș aștepta un proiect la Timișoara să văd, dar în niciun caz să văd cum evoluează. Din punct de vedere al investițiilor în infrastructură, nu se mai poate face fotbal fără infrastructură, vedeți, de altfel, emulația în jurul stadioanelor care s-au construit. Mm -hmm. Altfel nu mai există. Simțiți Ori că eu... mai aveți ceva de rezolvat acolo? Nu eu de rezolvat, ei au de rezolvat. Deci, păi, împreună. Dacă, cu... dacă se va întâmpla ca proiectul ăsta pornit și văd că la administrați foștii mei jucători, cum e pante limon, Codrea. colegul meu Rotariu, îi zic coleg, că chiar dacă era angajat aia. Codrea mai puțin m-am cunoscut eu cu dânsul, nu prea am fost în relații, nu aveam, nu juca, nu mai juca la Timișoara, juca afară, în Italia, nu ne mai critica, ca dreptul lui să facă n-am avut o relație extraordinară, dar foarte bine că e lângă Pantii acolo. E, dacă autoritățile vor investi în infrastructură, poate cine știe, dar în niciun caz pot cu experiența mea acumulată, cu rezultatele mele, pot veni lângă o echipă de conducere să-i ajută. Dar nu mai am și, răbdarea, și bineînțeles, nu mai am răbdarea necesară ca să mă implic la nivel decizional, cu drept de decizie. Fotbalul este o activitate care, în care devii captiv, care îți mănâncă nu 24 de ore, 50 de ore pe zi. Dacă nu afectezi, dacă nu aloci 50 de ore în loc de 24 pe zi, cu ghilimele de rigoare, mă înțelegeți ceva? Da, 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 da. N-ai nicio șansă. Da. vreau să mă lămuriți vis-a-vis -vis de chestiunea asta, pentru că dovezi, să mă lămuriți așa pe mine, pe cei care ne urmăresc, că dovezi nu cred că aveți concret. Cum era cu aversiunea asta a FRF-ului și a lui Mircea Sandu față de noastră? și prima cooperativa, pentru că au fost anii în care mai multe echipe câștigau titlul domnului Iancu adică dacă ar fi fost ca acum când mai sunt echipele care păi au da, câștigat păi fără cum? să fie complice cu a, eu nu vorbesc de complice sau de necomplice dar nu Sim. e ca acum când CFR-ul are 5 la rând puteai să spui domnul marginaliza pe Iancu nu. ca să ia CFR-ul mereu dar atunci a luat CFR-ul 2008 2010, 2012 între ele, cred că și urzicene, a fost și Dinamo 2006 sau 2007 Dinamo cred că și FCSB-ul l-a luat steau atunci pe acolo, nu? Adică toți erau în cooperativă, Şi... numai Maria de nu mai era? Nu cooperativă. spus Eu mai devreme. Nu discut de cooperativă. Am spus cooperativă sau interesele... A, ok. Deci toți erau în Interese... interesul lor mai dumneavoastră, nu? Nu toți. Nu pot să spui că FCSB-ul de fapt steaua, că nu este steaua din punctul meu de vedere, este domnul Becali a okay. la continuitatea acestui club. Vorbesc de clubul de fotbal. Da, da, am înțeles. Și asta e lucrurile la vedere meritul dânsului este continuitatea și atunci trebuie să culeagă și roadele, nu numai... Eu nu cred că Gigi Becali avea nevoie raporta la investiția care se făcea, dar Galațiu, când eu am fost vicecampion, ah, Galațiu, am uitat. dar Uziceniu, când eu am fost vicecampion, că la asta mă refer. Deci hai să zic, nu concursul meu cu CFR-ul. Atenție, am mai spus public, în perioada cât eu am fost la Timișoara, palmaresul cu echipele mari ale campionatului, palmaresul Știu, în este pozitiv. Știu. Adică am câștigat mai mult decât uh, am A pierdut. Cu toate echipele, Dinamo, Steaua, Rapid, uh, CFR-ul și... Ei, eu trebuie să fiu campion. Nu zic eu nu trebuie să câștigi. Eu trebuie să fiu campion, nu Galațiu trebuie să câștigi. A fost oprit, pur și simplu oprit. De ce? Pentru că nu am promis nimic, pentru că nu m-am raliat. Nu, îmi trebuia doar o înțelegere. Pentru că eu sunt de onoare, sunt recunosc din punctul ăsta de vedere. Doar o înțelegere. Dacă făceam o înțelegere cu ei și ne înțelegeam din punct de vedere financiar și din punct de vedere să avem câștiguri partajate... că să le dați dreptul asupra. pe românește. Bineînțeles, ei considerau că banii care ar fi venit nu mi se cuveneau doar datorită meritului sportiv și al meritului investițional acolo, ci și că ei administra, așa cred că gândeau, așa cred. Că administrând afacerea asta, au dreptul să câștige și ei bani. Cine ați vrut? Nu, bineînțeles, absolut. Cine înseamnă, printr-o logică simplă, că ceilalți au făcut înțelegerea asta? Bă, nu -i. Bă, nu că nu am stat să fac. Aia văd rezultate. Am văzut rezultatele sportive, am văzut modul cum au fost ajutați, împinși, susținuți atât o ziceniu, atât galațiu. Au zice au avut rezultate, să știți, în Europa. Dar eu vorbesc de campionat. Au avut rezultatele mele, au scos deținătoare de cupă europeană, au scos șachiorul. Eu nu țin minte să fi scos o echipă de la nivelul șachiorului din acel moment. Cu două luni înainte câștigase Cupa UEFA. Aia și am scos din Champions League. Adică da. Și în porcine, Lucescu. Deci, ce da, uitați, da. nu-l lasă nici la 80 de ani, da. vreau să-l ia nici deci, de Franța. Deci, ca să ne înțelegem despre ce vorbim, rezultate. Nu era mai degrabă o ură personală între uh, două persoane fizice, Marian Iancu vs. Mircea Sandu, decât un sistem care vi se da, uh, cu, împotrivea? Cu ecouri, cu ecouri în situația de fapt. Normal că nu-l suportam, nici dânsul pe mine, nici eu pe dânsul. Asta e altceva. Nu mi s-a părut un om drept, un strâmb, din punctul meu de vedere. Dar așa și dânsul i s-a părut despre mine. Că Ați avut ceva înainte și despre care nu știe lumea? Nu. Nu, nu, direct, direct. Nu, nu am... Nu puteam să-mi concep că mă poate opri decât pe teren. Și m oprit. m-a oprit, avea puterea asta să o facă. Era un tip deștept, un tip bine calculat. A, a creat un sistem, a avut un grup care un grup de arbitri în special care lucra pentru, pentru treaba asta și pe final de campionat executau. Mm -hmm. Practic, în dumneavoastră, în povida, cum vă percep foarte mulți sau unii dintre, n-ați avut mari războaie. Și aș enumera trei. În rest, mă rog, fel de fel de declarații, poate ironii, poate, mă rog, lucruri care veneau după o etapă sau după un rezultat. Așa ca la nivel de conflict, la nivel de conflict cu trei uh, oameni. Mircea Sandu, ați dezvoltat cât de cât, Pițurcă, problema de la GSP TV, asupra căreia nu vreau să mai revin, că spuneați că v-ați împăcat, deci chiar a fost -am niște. Și regretat, niște jigniri suburbane dar, de ambele părți. toată mă caracterizează tipul uh, ăsta de, de ieșire, de derapaj, pentru că sunt un tip. Suburban liber. a fost acel. Sunt un tip liber la. Eu nu -așteptam la exprimar, mă așteptam să vă aud așa, da, sincer. Adică, se întâmplă. de fiecare dată când am dialogat, a fost și extrem de sunt, elegant în exprimare. Și nu sunt sigur că nu se va mai repeta, dar. Încerc, a, da? Nu sunt un tip prefăcut. Sunt un tip care trăiesc momentul. Și dacă consider la un moment dat, eu știu, pe cale de consecință, uh -huh. să am anumite reacții, eu am. Nu, greu. Să Dar nu censurez. față de că cu care v-ați împăcat, spuneți. Ne-am împăcat, absolut. Nu, nu, nu față de... Zic la modul general, dacă voi mai fi pus vreodată în, într-o asemenea situație, nu se știe niciodată uh -huh. să... Care este reacția? Și al treilea personaj. Gândiți-vă că vă spun un episod din instanță. Da, spuneți. Știam că nu mai am nicio șansă să se condamna Voiculescu cu o înainte. Aceea judecătore care ulterior a fost scoasă din magistratură, mi-a spus avocatul, nu are nicio șansă. Camelia Bogdan Nu din avocat, a fost scoasă din magistratură pe abuzurile care le-a făcut, abuz identic care l a făcut și la mine în dosar. Și la fel am avut o atitudine dură, ca să nu zic contundentă, directă, în instanță. Adică ați înjurat-o? Aproximativ egal. Aproximativ egal. Aia directă. A, mi s-a părut că a dormit în timp ce eu dădeam declarație. Și nu mi s-a părut. Așa, pur și simplu au luat-o somnă. Și eu m-am oprit din... Din politete? Da, m-am oprit. Și ea, cred că i-a făcut colegul, i-a făcut semn și a să și gata, ați terminat. Vă dați seama în momentul ăla ce s-a întâmplat. I-ați spus de toate. Exact ce trebuie. Și mi-a zis din instanță de atunci, i-a spus avocatului meu să-mi să spună că tot ce spun, să-mi confirme că tot ce spun se poate folosi împotriva mea și că asta va conta în final, mm -hmm. când ea va delibera, și de la 10 ani m-a făcut de 12. Adică mi-am mai luat... -ți Da, asta e prima oară când o spun. M-am înjurat-o mai mult decât atât. E puțin spus înjurat pentru că... Păi n lovit. A trebuit... A, nu, 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 doamne. Păi dar nici nu aveam cum. Nici n-aveam cum. Dar al... i-am zis să ia că dormea și că cine doarme la muncă. O cine a băut noaptea. Și în fine. Aha, multe, bă, atâta, am înțeles. Și multe, și multe. Aia și, și am spus. S-a I-am spus că data viitoare, dacă o să mai adorm, nu să mă mai oprez, o să iau microfonul să îi dau un cap. Ca să fac dovada, nici măcar nu se ferește că doarme. Nu pot să fac dovada dacă doarme. Deci, la un judecător? Altfel. În plină ședință de judecată. a venit polițistul, mi-a ținut microfonul, în fine. A fost o. Da, era o reacție care era provocată. Eu nu am reacții de la sine, eu nu provoc. Dar că de aici ne luasem da. cu ghilimele de rigoare, sunt un tip reactiv în momentul în care sunt provocat și consider că nu mai am altă ieșire, după câine să nu intri în Că te mușcă chiar dacă l-ai crescut tu. Așa și eu, dacă n-am altă ieșire, atunci... Rămăsesem la al treilea personaj. Am povestit și am povestit public și legat de Rudel, Dumnezeu să-l Ce anume? De, doctor, de la, doctorul de la Jilava el 8 ani de zile nu m-a încetat cu nimeni. Uh, și ajunsesem luni la Jilava, miercuri, aflu dintr-o dată că trebuie să mă la doctor, la spitalul, mai știu care, pentru analize vis-a-vis -vis de glicemie și ca să-mi continue medicația, pastile care mi le dădea lunar. Eu niște pastile în timpul mesei ca să-mi țină glicemia jos. Și n-am ce să merg la niciun doctor. Că nu mă interesează. Merg. Eu am aparat de aprobat de glicemie, îmi luam în fiecare zi dacă era nevoie, glicemia, colesterolul, de gliceridă, aveam aparat, eu aparat special, da. te înțepi în și sunt sub control, am medicamente, am medicație, dar primez, nu, trebuie să mergeți la spital. Deci, și dacă nu vreți mergeți la doctor și vorbiți cu el, și, la doctor, mi s uita la mine, vorbea, te duci la doctor, cum să, la spital. Păi nu, ce o să merg la spital, eu am dosarul medic. Eu nu mă interesează, te la spital, eu nu-ți mai dau niciun medicament. În bine, le cumpăr, mai am o lună, intru în comisia de liberare, le cumpăr eu. Păi cine ți le aprobă? Păi dumneavoastră le aprobați, eu le cumpăr. Nu poți să iei medicamente cu aprobarea lor, poți să le cumperi, da. da. Eu să le primești gratuit conform legii, conform aia, dar poți să le cumperi dacă nu ți le dă, nu consideră ei. Eu nu-ți aprob nimic. Vă dați seama ce s-a întâmplat. Nu l-am mai scos din gura mea nimeni, mi-a făcut raport și putea să mă coste 10 luni, aproape un an de zile amânar. În, în prima instanță, Comisia penitenciară datorită raportului, repet, 8 ani de zile nu a încetat cu nimeni. De, cu... de asta vreau să scot în relief că, dacă sunt provocat, reacțiile mele sunt contundente, nu sunt. Uh -huh. uh, dacă consider că nu mai am nicio șansă. Dar am iată, la al treilea personaj. Deci am spus, Pițul, că. Am spus Mircea Sandu, mă rog, nu e asta ordinea, da. și mai cineva cu care ați avut uh, răzbunări de genul Cine? ăsta. Păi, Cine? nu a să știți mai bine decât mine. Normal că știu și păi o să nu, spun, dar vă testam, nu inteligența, ferească Dumnezeu. Păi nu, spuneți Memoria. Spuneți-l. A... Cristi Balas. Cristi Balas, un arbitru care... Care nici cu cu el nu bune... a rămas dator, la nivel declarativ. Cu bune, cu rele, uh, eram închis, am văzut declarațiile lui. Cu de sau cu ce? Da, nu trebuia să... Eu Mi-a fost greu să am reacție. Am avut dreptul la... și mi s-a publicat dreptul la replică. De acolo, normal că eu nu eram niciodată singur. Eu eram întotdeauna în grup și când, când mergeam la masă, nu comanda numai pentru mine mâncare, comandam pentru toți. Aveam șoferi, aveam paza, aveam directorii care au cu mine, că eram la Timișoara, că eram la București, că eram la... Uh -huh. Aia... Well, Asta a fost un derapaj al lui, care cred eu că nu-i face și îl regretă și el în sine. Nu-i face. putea să spună altele, putea să găsească altele, nu treaba asta. În fine, n-am. De când am ieșit, am căutat să nu. El este angajat la un club, face politica clubului acum, dar. Atât nu vrea timp vrea cât, a fost, de cât a fost? fost Episoadele alea, da. Cât a fost la federație? La ce cea? la Federația Română de Fotbal, că a fost la Federația Română de Fotbal, era în cad Comisia Centrală a Abitilu, da. nu era de sine stătătoare, așa cum a fi trebuit să fie, chiar mm -hmm. dacă juridic sau financiar, să spunem că... E dependenta. Uh, ei au dependență. El nu a bătut paza de filare în ritmul lui, a bătut paza de filare în ritmul Federației și nu numai el. Eu l-am considerat întotdeauna șeful unui grup de arbitri de elită, pentru că era unul dintre cei mai buni și a fost momente în care a fost cel mai bun și cel mai bine cotat, dar când vrea el să fie o din momentul, n-are rost să revin acum cu retorica care ne-a consacrat în ceea ce ne privește relația noastră. Au fost multe momente în care, pur și simplu, a vrut să-mi facă și dovada că așa vrea el chiar asta a fost o replică celebră care m-a scos din sărite. A fost un episod cu Stanciu, cu Daniel Stanciu, la un meci la Timișoara, cu Steaua. Și fusese... Nu optul ăla. Nu, 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 nu. Cred că nu, nu era de da, la echipa atunci, da, da, da. Chiar în da. pauza atunci de Atunci ați venit, da, da. ce e, mi-aduc aminte. Și nu, era 0-0 și un fault asupra lui Zicu, minutul 88 sau 89, da un fault grosolan, bala și la 5 metri în spatele lui Zicu, perpendicular pe fază. Și chiar la sfârșitul jocului vorbeam cu Daniel Stanciu la telefon și îl întrebam, el era directorul sportiv, măi Daniele, cum o să nu dai să dea penaltiul ăla și s-auzea Balas că trecea, era pe culoare undeva acolo. Și zic, băi, sau de bala și întreabă-l mă tu, că e prietenul tău cu ghilimelele de da, da, da. Daniel, întreabă-l mă, mă, nu dai penaltiul ăla care și întreabă, băi, și, că n-am vrut eu. Ăsta a fost răspunsul care i-l-a dat bine. i l a dat așa, întreacă. Uh -huh. Dar eu am auzit pe telefon uh, replica lui, că n-am vrut eu să-l dau. ia, dar, a, asta a fost răspunsul Daniel. Vă dați seama ce a omat. Spune păi pe... cred că mai mult. Și am zis să-l pună pe speaker. Și i-am zis eu. că zis speaker. și lui Balaj, nu? Da. Adică, și au mai fost, a mai fost un episod frumos ca să că toți suntem la o emisiune deschisă. Absolut. E, eram chiar în birou la... A, după episodul ăsta am ieșit eu la televizor și am spus că trebuie să fii de rea credință beat sau drogat să nu dai penaltiul Mi-aduc aminte. Și cred că m-a dat în judecată sau a vrut să mă dea în judecată pentru declarația asta proastă, dar reală din punctul meu de vedere. Sau contondentă, la acel moment, fiind de o declarație publică. Și, nu știu, într-o săptămână sau două, de ce a trebuit să merg chiar cu Kivorkian la... mai țin minte, cred că era ziua în care se discuta despre licențiere, ceva de genul ăsta... Și am fost la federație și când au zis Micea Sandu că suntem acolo, ne-a chemat. Uh, uh, chiar la el în birou eram. era, era Micea Sandu și eu în stânga și Chivorchean în dreapta discutam despre problemele astea administrative și sună Balaș. Îl sună pe Micea Sandu. nu știu dacă a fost regie sau uh, nu. Și zice Micea Sandu, ce, cu cine crezi că sunt aici? și spune Bala, îi spune, uite, cu domnul Iancu sunt aici. Cu, uh, asta mai e supărat pe dânsul, nu știu ce îi spune Bala și acolo. Zice, uite, te pun pe speaker, că poate vă împăcați. Uh -huh. Știți ce au nu? Uh -huh. A pus pe speaker și Ia. nu știa cum să-l închidă. A luat iar. Deci, n-ai cum. Da, era e, perioada e, aia în care dumneavoastră putea să fiți în birou la Mircea Sandu, că după aia nu mai va accepta nici prin preajma federației. Acum, nu eram... Să era la nivel așa, război rece. Războiul care era. Era un război rece. Era un război... Cum să spun eu? Asta nu semna că eram mem membru în Federația Română de Fotbal. Eram o echipă exponențială a fotbalului românesc. Nu eram orice fel de echipă. Nu puteai să treci așa ușor pe lângă. Eram locul 2, locul 3 în permanență acolo. Chiar dacă nu mă lăsai tu să câștig campionatul. Dar nu eram o echipă care... Un club. Aveam Eram campion, vreo 4-5 paliere de vârstă, aveam jucători la echipa națională, Golgheter, echip, Golgheterul campionatului, am avut 4 ani la rând, Golgheter. Ai chiar și pe 2 ani și vice-Golgheterul. Eam un, un club foarte greu, foarte bine dimensionat. Chiar un, un conducător greu, greu venit din da. preistoria fotbalului, sistem. românesc din sistem. Nu puteai să treci așa, Da dați seama ce conducător, ce antrenor am avut, Hagi. Primul moment, l-am avut, Leroiul cu el am început, am luat o echipă întreagă. Apropo de investiții, eu cum am ajuns la Timișoara în pauza. Ați luat jumate din FC Național? Jumate cu antrenor cu tot. Am dat milioane de euro plătite și am luat echipa care era pe locul 2. Am făcut 33 de puncte în retur. Am venit pe locul 5 sau 6, nu mai țin din ultima, din retrogradare Deci, așa se naște un club. Dar și salarii de azi, Da, Dar așa se naște un club apropo de retorica mea cu Șucu și cu ceilalți, veniți, asupra, când ați intrat în fotbal, ați venit să băltociți, să-mi faceți pe administratorii, pe contabilii, pe... nu veniți tu, pe, tu îmi vorbești mie numai corporativ, îmi vorbești numai de balanță venit-o cheltuiel. Nu mă interesează, vină și produm rezultate și după aia vezi tu da. dacă poți să și reproduci dacă... uh, câștigurile sportive în câștiguri financiare sau măcar să închizi pe o creștere zero, în fine. Tot, dacă, pe nu, 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 nu e în fine, că dacă ați deschis paranteza, eu sunt obligat să o continui, da? Ați văzut ceva răspuns oficial? Că persoane ca Marian Iancu sunt, reprezintă exponentul sau exponenții unei lumi în care circulau valize, vă dați se trucau de... meciuri deci vă dați și că seama... niciodată un astfel de om nu are ce căuta într-un proiect precum cel al nostru. Vă dați seama cât de aplicat este el în fotbal, cât înțelege el din fotbal, cât a umărit fotbalul înainte de a gândi că e bine și oportun să intre în acționariatul rapid sau. Aia, când el spune că eu sunt. Exponentul fotbalului acela jucat în spatele Cotinii, Eu, cred că eu sunt printre cei mai puțin vizați de cooperativa țin ținând cont de, de situația publică, de situația la vedere, de discuțiile care au fost atâția și atâția ani. Deci, orice poți să spui de mine. Ok, am încălcat legea și am ispășit o pedeapsă, și din punctul ăsta de vedere nu, sunt compatibil cu un acționar la rapid atât timp cât tu ești acolo. Ok, înțeleg poziția, pot să-ți o și respect, deși una e una alta, e alta, pușcăriile sunt pline de rapidiști, pline! Adică cum spus, îi excluzi? exclus, Păi rapidiste, liști, dinamoviști, păi am fost cu ei acolo, știam ce strigă la mine, știam discuțiile mele, Ei din tribune, ei nu poate să fie, ei nu, nu mai sunt rapidiști pentru că și-au ispășit-o pe deapsă. În fine, nici nu vreau să o dezvoltă. E respect punctul de vedere. Dar să spui că eu sunt exponentul acelui fotbal măsluit, asta e peste putință. Și în fine... Dar are motive să se teamă vreodată că îi a, luați nu. locul acolo? Nu, că... Nici măcar n-a citit. Eu fi spus cineva, l a fi pus întrebare și s-a părut lui uh, ok, l-a iritat și a dat un răspuns. Nu, de la început prima declarație la Ioan Ițoaia și după ce am ieșit din penitenciar și am apărut din nou în spațiu public legat de sport, spus clar, am altă ordine de priorități, nu vreau să conduc cluburi. Poate mă voi atașa de un club, dar nu mă sufletește de acolo unde mă simt eu bine, să fiu un mic acționar, că să-i ajut cu o investiție câtuși, câtuși aia, fără ca să am drept de dispoziție. A fost clar și am spus-o mereu. Ba mai mult am spus că dacă șucu nu venea lângă Angelescu la rapid, trebuia inventat un șucu să vină pentru că Angelescu clar nu, nu, are, nu are capacitatea da, și posibilitatea puterea financiară, financiară să ducă. El a fost ce a fost Angelescu? O săgeată al lui Tudorache și a rămas acolo în vitutea inăție. Eu Te-o spun prima oară la tine în emisiune. Poți să folosești ca titlu Angelescu. A fost o săgeată al lui Tudorache și a rămas în vitutea inăție. acolo s-a trezit cu o responsabilitate cât casă în fața unor suporteri aviz de... Tudorache să a, înțeleagă lumea, a fost tu primar fostul la sectorul 1. Păi, despre ce vorbim? Rapidul este, o actual, este creația lui Tudorache, care toți rapidiștii trebuie să-i să, să mulțumească și trebuie să-l respecte pentru că el a dat viteză acestui proiect. Și Pe el a, a împins a... din spate proiectul prin acest Angelescu. Păi se spunea că e președintele unui fond de investiții, că o fi, o fi președinte unui fond, o avea bani, nu o avea bani, nu știu, nu mă interesează lucrul ăsta. Eu văd rezultatele. De deci ce a venit Șucu dacă Angelescu avea bani? Deci, simplu, 2 plus 2 nu pot face 5, 7, 8, fac 4. Aia, de multe ori mai fac 3 la domnul Șucu, 2 plus 2 fac 2, 3, 1, cam așa. Aia, mm -hmm. și atunci e fericit. Dacă încep cheltuielile cu 2 plus 2 fac 4, atunci e rău. Se 1, 2, dacă se poate deloc dacă n-ați fi avut problemele cu legea și ați fi fost lăsat în pace, inclusiv de sistem, la modul realist, unde ați fi dus Timișoara? Deci realist, că bărănesc că nu îmi spuneți acum că ați fi câștigat Champions League, că nu vă cred. A, nu, se poate câștiga Păi nu, asta a spus realist. Unde ați fi dus Timișoara? A fi tot acolo, sus, în vârf. A fi stat în permanență, sus, în cupele europene. An de an, așa cum am fost an de an în cupele europene. Și de ce nu? Odată cu schimbarea lui Micea Sandu, poate, cine știe, aveam și o șanse. Nu mai zic varul. Deci pentru un investitor în fotbal. Varul este mana este, scuzați-mi, e prea mult spus, e mâna lui Dumnezeu în fotbal. Mm -hmm. Varul, așa cel puțin trebuie să fie, și oricum ar fi, chiar dacă se mai măsluiește, chiar dacă se mai interpretează și astăzi în stil românesc, și varul, am văzut câteva decizii de curând care m-au ripilat, dar sunt mult mai puține, mult mai mică marja în care un arbitru poate să schimbe rezultatul de pe teren. Da. Știți ce vreau? Și atunci s-ar putea să apară și să, puteau apă, să apară și rezultate mult mai mari. Dar în Europa pe, am făcut și 5 puncte în grupă. Am fost în grupele Europa League. Am făcut 5 puncte. Am jucat cu Ajax, cu, uh, uh, am jucat cu Anderlecht, am jucat cu uh, City. Uh, Manchester City, Manchester City. City am fost uh, uh, cred că preliminarii de Champions League. Da. Era Mancini, uh, fost, antrenor, da, da? Da, Mancini. Pe el mi l-a luat Pantelimon. Da. Eu mă tot uit la ceas că domnul Iancu a pus un pic de presiune pe mine și mi-a spus că există un, un deadline așa al întâlnirii noastre și vreau să folosesc aceste ultime uh, minute din acest episod pentru a-i uh, uh, nu testa, uh, pentru a ne convinge cu toții de memoria domnului Iancu. Și aici vin cu o completare. Acum niște ani erați după gratii, îmi spunea Dan Alexa că cel mai mult l-a impresionat noastră memoria. Și am zis, cum? Că eu nu înțeleg. E ce, dacă îi spuneai o poezie, eu citei de pe ceva și nu cățeluș cu părul creț. O poezie grea. Atât odată eu citei și după aia ți-o spunea imediat de aici. Ei, Are dreptate? Era memoria vizuală. Că asta e un tip de memorie vizuală. Adică umăr, ți se întipărește vizual? O ascult, Dar tu de fapt, dacă... Dacă te întreabă peste 10 minute sau peste jumătate de oră, nu știi. Eu cred că știați te... și după 10 minute. Nu, nu, vă spun... Dar v-a descris ei, bine, Alexa, nu? Poți, da, asta este mai mult o capacitate de a conversa, capacitatea de a fi atent la ceea ce discută persoana din față și a, de, a te concentra efectiv pe acel moment, pe ceea ce discuți. Și atunci reții, reții. Adică, mai mult, ce poți să tragi, ce-i sub linie vis vis de treaba asta? Faptul că ești atent că ești în permanență prezent la locul faptei, la locul acela, că înțelegi, concentrat. concentrat, că înțelegi și că ești aproape de subiectul, nu ești superficial, nu ești detașat. Nu e. Și eu cu ei n-am fost niciodată, am avut multe discuții cu ei. Eu n-am intrat niciodată, timp de 8 ani aproape, în vestiar. N-am intrat niciodată, -am intrat, niciodată. -am dat, nu știu cum arată vestiarul de la Timișoara. Eu, l-am făcut, am dat bani să-l fac, dar nu, ai că să-l modernizez. Păi ce ați prin telefon, nu? <lări> <lări> da, da. da să știți implicat, că... implicat, sincer. bineînțeles. Da. Dar nu la nivelul, nu la nivelul jocului. Da. Primul Clubul de fotbal, nu. Clubul de fotbal este administrat de un grup de oameni care trebuie să țină cont de interesul financiar împletit de interesul și rezultatele sportive urmărite. Ori, la un moment dat, clubul este dimensionat standard pe paliere de vârstă, cu rezonanță în locul spre zona în care îți desfășori activitatea, adică în sensul în care să atragi copiii din zona respectivă, să fii bine, fi, bine ancorat în zona respectivă, încep să crească cei copii. Să aibă o perspectivă care să vadă echipa mare, echipa mare care are rezultate și care ei să-și dorească să ajungă acolo. Uh -huh cu cât ești mai sus, cu atât mai mulți copii aduni. Cu cât ești mai, ai mai mulți copii din zona respectivă, cu atât ești ancorat în partea socială a locului și nimeni nu poate să stea departe de tine, apar interesele să te ajute pe aici, pe acolo. Eu puteam să investesc în infrastructură, dar limitat trebuiau să vină și ei, pentru că erau proprietari, Consiliul Județean al stadionului, Consiliul Local al terenului, am făcut patru terenuri, am adus, am făcut teren sintetic, dar trebuiau să-mi dea voie să fac. Poate. În fine, deci ca să înțelegeți. Or, aici intervine politica clubului. Politica impusă de administratori. În, în ierarhia asta este administrator, aici este antrenorul și echipa mare. Și atunci, ca să trag un pic linie, să, să înțelegeți mai repede ce vreau să spun. De exemplu, la Timișoara, prin hotărârea Consiliului de Administrație, eu eram președinte de Consiliului de Administrație, era delegată uh, uh, competența de o donator de credit, de semnătură în bancă, avea director general Chivorchian, ca să vă că eu eram președinte de Consiliului de Administrație, eu făceam politica clubului, prin Consiliul de Administrație. Adică, în permanență, din lotul de 25-30%, trebuiau să fie din interiorul clubului. Trebuiau să fie tineri Aha, crescuți, din mai mult decât. La ce atent. nivel? primii 18, cel puțin 30% din ei trebuie să fie la fel din pepinier. Iar în lotul de 11, în primii 11, doi jucători trebuie să fie în permanență crescuți de club. Asta era, era la nivel de hotărâre de Consiliul de Administrație, luat de ea orice antrenor venea la Timișoara. Dar asta însemna să-i și pui la dispoziție. Dau un exemplu, Torj. toți a început titular. Pe măsură ce au venit transferuri și avea 17 ani. A pierdut titularizarea. Ușor, ușor ajunsese în tribune pentru că au venit alții. Era în același timp din era Pantelimon, Scutaru, Luchin, Latovlevici, dau da. cei veniți din Bana, da, niște nume da, cunoscute da, da. foarte dar erau mult mai mulți care erau crescuți. E, intervenția noastră administrativă, era asta la nivel de hotărâre de Consiliul de Administrație. Faptul că aveam discuții permanente, erau, de exemplu, Pantelimon era rezerva lui Taborda. Taborda, un portar matur. Și portughez. Portughez, extraordinar, Dă o, 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 stabilitate echipei fantastică. Eu aveam nevoie de să-l să duc către echipa națională, devenise un vid, ajunsese un mic vid la echipa națională și trebuia să găsesc să strecur pe Pantelimon. Pantelimon care nu era departe de calitățile lui Taborda, nu avea experiența lui Tabor, dar, dar trebuia să găsesc modalitatea. Și atunci am avut o intervenție brutală, să-i spun așa, într-o ședință directă cu tot lotul de fotbal, tot lotul cu antrenor, cu tot, în care la, de la nivelul meu am dat dispoziție clare. Și mi -am, ce, primul lucru, mi-am cerut scuze lui Taborda și am spus ce scuze, e clar că tu ești titularul, unui. astăzi, și îl înțeleg pe antrenor, că era dușa noi, că, dar, trebuie, ușor, ușor, să asigurăm, tu ai 30 și nu știu câți de ani, ușor, ușor, viitor este Pantelimon. Eu îmi asum, eu asum în acest moment și rezultatele care pot fi afectate, dar am nevoie, ușor, ușor, să vină. Deci, în mijlocul lor, am dat un exemplu. De, am și cred de implicare. Că da, cred că deci am jucat o finală de cupă cu Pantelimon, am pierdut-o la Timișoara cu Rapidu și el a fost pomă, dacă țineți vizite, în 2007 când Dinamo a fost campioană și au venit la Timișoara și am avut eu un gest de frondă în care am intrat doar cu tineri. Și a, cu, cu Alexa. Am făcut... Cu Alexa și cu tineri. Și cu tine. Am făcut 1-1, Pantelimon în port. Am dat un exemplu. Modalitatea în care un se club implică un patron. se implică administrativ prin dispul... Dar dispoziții doar în interesul. Funcționarii clubului, în interesul aia, nu. Cum puteam să sunt pe Hagi, pe bancă, să facă schimbări, sau pe Cârțu sau pe Olăroiu sau pe uh, Dușa Nourință? Nu există așa ceva. Dar, înaintea jocului, în premergător jocului, primeam raport o de la directorul sportiv o de la directorul general depinde care aveam timpul și care avea timpul că de multe ori Chivorchean avea alte priorități de organizare de aia, vorbeam cu Daniel mă ce spunem -mi și mie lotul spunem -mi cu cine joacă ce probleme primul lucru un lot pleacă de la antrenamentul pe megător, cine e accidentat cine e în formă pe păi, antrenorul cum să-i spui tu joacă Ion când Ion ca orice om ca orice om într-o dimineață e mai în formă într-o dimineață mai plene, și într-o dimineață are și chef. el știa antrenamentul? Păi îl vede la antrenament. Da. El îl vede chiar dacă calitativ Ion e mai bun ca Gheorghe. Dar poate Gheorghe traversează o, o perioadă în care este în forță 100%, iar Ion doarme pe el. Aia și atunci nu are cum. Aia și înaintea jocului primeam rapoatele astea, Dar logica. Ca să vă spun care era stilul meu. Acceptam să ascultă argumente. Acceptam că argumentele lor sunt mai bune ca ale noastre din administrație. Și ok. Dar orice antrenor trebuia să știe că atunci când argumentul lor e, e întotdeauna era cel care prima și dacă era pe contrasens cu noi, își asuma. Da. Își asuma. De -o Avea dreptul să, să se asume. Adică Domne așa vreau. Numai, dar sunt zone și le văd în care nu primează argumentul antrenorului, argumentul stafului tehnic. Și aici cred că lucrurile, ei pot răspunde, dar argumentul lor întotdeauna, că asta e de fapt da. ceea ce rezultă, ceea ce da. a de demonstrat. Argumentul tehnic al băncii de ei trebuie, în momentul în care prevalează, trebuie să vină la pachet și cu asumarea răspunderi. Și dacă nu, e solid, dacă nu e solidar, dacă antrenorul și asumă și administrația nu e solidară cu el, atunci se poate întâmpla fractura care să rupă un contract. Spuneți-mi uh, acum, pe, pe final de episod, două chestiuni. Ceea ce vă solicit acum, niște flash din astea cu răspunsuri rapide și pariul emisiunii, din ce domeniu sau în ce direcție vreți să-l ducem dumneavoastră. Uh, dar, re repet, răspunsuri flash, nu că ne grăbim, ci pentru că este cumva rolul uh, dialogului, da? Da. Uh, cu aproximație câți bani ați investit la Timișoara? 28 de milioane de, de euro. E capital social, e subscris și vărsat. A fost mai mult, da? ca să vorbim pe cifre exacte. Capitalul, 28 capitalul, milioane. Capitalul social subscris și vărsat este stabilit prin hotărâre de judecător. Adică ați... ai te-ai angajat că investești și ai băgat în cont. Cât a scos? Păi nu e vorba cât am scos. Cât ați recuperat? Nu e vorba de recuperat. Capitalul social uh -huh. rămâne în societate. Nu poți să-l să retragi. Că eu nu am avut sume care, am, care le-am împrumutat. Nu am am da. împrumutat clubul. Și l-am capitalizat ca și era normal. Clubul nu putea să apară cu datorie și n-am vrut să apară cu datorie la o terță companie care a finanțat și companiile care au finanțat au devenit acționari prin capitalizarea participației. Care a fost cel mai mare uh... Ai, dacă nu ne spuneți numele, accept uh, contract oferit unui jucător. Ce, ce valoare avea? Pe an? Nu, nu mai știu. Da, era Ai, și 15.000 și 17.000 și... Pe lună? Pe lună, da. Cam aici. 15, 17, 20. Nu cred că erau mai mult de 20.000. Deci n-ați avut contracte mai mari de, să spunem, de 300.000 de euro pe an? Nu, pentru că marea majoritate jucătorilor au cumpărați. Foarte au sume venit, de transfer. Sume de transfer. Foarte puțini au venit liberi. Eu am avut o politică de a cumpăra jucători de valoare, nu de a-i aduce liber de contract. Și atunci contractele nu puteau fi atât de mari dacă erau bani cheltuiți pe transfer. Dacă vine liber jucător, atunci are, are pretenții mai mari. Și atunci poate să fie un contract mai mare. Nu mi-aduc aminte Poate, poate sepsi să fi fost. Nu, nu mai țin minte mm -hmm. exact. Fost sepsi, fost. da. care avea un contract mai mare. Poate că s-a, că a venit liber sau nu mai țin minte dacă a venit liber. Cred că mai rămăsesc niște bani când ne-am tot certat cu Benfica. Nu mai țin minte. Cea mai frumoasă amintire? De la Timișoara? Multe, multe. Hai amintirile, uh, când era stadionul plin, era o nebunie. Deci să ai 30 de mii, 20 Gândiți-vă că am avut media de aproape 19.000 spectatori. Medie cât am stat eu la Timișoara. Media 18.700, parcă ți Și că. la polul opus? Deci, de departe, era echipa cu cea mai mare cu cea mai mare audiență din punctul de vedere al spectatorilor. Și la polul opus, ca amintiri, cea mai urâtă, cea mai... Când pierdeam, când am pierdut campionate, cele două campionate în care am fost vice-campion, groaznic, te dărâmă. Dacă ești împătimit și pui suflet, în momentul când se trage cu atina și vezi că ai pierdut la... Un punct sau la două puncte, campionatul nebunești, mai ales știind că erai atât de aproape să, să, să câștigi. Cel mai onest om din fotbal cu care ați interacționat, în opinia dumneavoastră, că nu există un manual al onestității? Nu. Bă, eu am avut relații corecte și cu Gigi Becali, care tot ce a spus și tot ce s-a angajat față de mine și eu față de el a fost uh, corect. Uh, Uh, un om rapid în decizii și care se duceau, se închideau imediat a fost Cristi Borcea iar un rapid, foarte rapid, da sau nu uh -huh. era da, se bătea palma și s-a rezolvat și pe sume foarte mari față de mine George Copos a fost un tip fantastic culmea, culmea culmilor uh -huh. s-a spus că e cu ghilimele de rigoare strâns la pungă că nu ține promisiunile nu a existat așa ceva cu mine nu, nu, știu să, să, vă spun așa. Asta e iarăși un tip corect. Un tip corect. Rece, dar corect. Puneam bază în ceea ce spune, chiar dacă nu-mi convenea de fiecare dată, Dumitru Dragomir. Și cel mai mare dușman, presupun că... Da, Micea Sond, Clar. De departe, Micea Sond. Ce i spune dacă l-ați vedea acum aici? Nu i spune nimic. Aș trece mai departe. Nu l-aș băga în seamă. Spuneți-mi pariul emisiunii, susținut de sponsorii de la Betano, puteți să alegeți orice fel de temă, dar nu pariu legat de meciuri, de un meci propriu. Un alt gen de pariu care să aibă legătură cu uh, proiectele lui Marian Iancu, cu dorințele lui Marian Iancu. Chiar dacă nu au legătură cu fotbalul, repet. Facem pariu că, iar cei care se uită uh, vor uh, comenta și vedem ce cotă. Poate să aibă un astfel de pariu. Bun, ca să încheiem în forță. Să închiem în forță. Uh, Rapidul va arata toate obiectivele anul ăsta. Deci pe care și la, pariul. Adică ieșirea din cupă s-a întâmplat, nu va juca în cupele europene și va termina undeva pe locul 5, cred că în play off ăsta. Da. Deci ăsta este... Adică pacem... va, arata, va arata absolut toate obiectivele în anul centenarului și numai și numai din cauza și din vina și datorită faptului că nu au o conducere profesionistă, a emoțional, Către fotbal, către ceea ce înseamnă clubul, către ceea ce înseamnă Spiritul Rapidului, este totul formal, doar la nivel corporatist, la nivelul de, de aritmetică simplă. Să nu cumva să depășească sumele cele da. cât mai mici posibile și cât mai infime în dreptul și în obligaț ca obligație a investitorilor. Adică n-au nicio legătură, pur și simplu, nicio legătură cu fotbalul. Spunea cineva zilele trecute că faptul că spui o șapcă și un fulac cu rapid nu înseamnă că ești rapidist. Nu înțelege nimeni nimic ce e acolo. Au luat un stadion făcut de -a gata, au făcut o echipă de stânsură, au adus un antrenor care își dorește foarte mult și cu mare experiență ca fotbalist și își dorește foarte mult și scoate maximul din maxim, cu mult peste. a joacă mereu echipa pentru că e împinsă de la spate de gol, adevăratul Golghete, cum am spus eu, tribuna, Peluza al Rapidului. Și în rest spun că sunt Rapidiști. Nu, nu așa se construiește o echipă. De ce este se pare lui Marian Iancu da, că Rapidul ta. va arata toate obiectivele da, în și acest numai, și, numai, și numai din culpa conducerii și acționariatului. Să vedem ce spun rapidiștii, care ne, ne urmăresc, mai ales că acum suntem pe final de play-off și iată, este un uh, pariu uh, care poate, nu care poate, care va avea uh, un rezultat în foarte foarte scurt Asta, timp și. Să fie clar, uh, mi-aș dori să, să fiu eu cel care am greșit. Da, Deci mi-aș dori să fiu eu cel care a, și singur obiectiv care le-a mai rămas Cupele europene, că mai departe nu pot să mă gândesc. N-am cum să mă gândesc nici măcar aritmetic, nici măcar idealistic vorbind, da. aia măcar să, să n-am eu dreptate și să joace în cupele europene, măcar cu lucrul ăsta să rămână în anul centenarului. Mulțumesc! Marian Iancu, la tare de tot, deși nu o să-mi promită, îi spun eu acum că îl aștept la următoarea întâlnire în calitate de investitor, de acționar majoritar, minoritar în fotbalul românesc. Asta este. Dorința, dorința mea. Pentru că oameni care au investit în fotbal s-au fost și sunt în continuare foarte puțini și cred că doar așa putem crește acest fenomen fotbalistic. Vă mulțumesc! Nu uitați să comentați și să vă abonați la Tare de Tot pe săptămâna viitoare!